Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la noi ediție emisiunii Taina Înțelepciunii. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare miercuri ne întâlnim să discutăm despre vibrația zilei, vibrația săptămânii, vibrația anului, atunci când se apropie de final, cât de curând chiar, și despre alte diferite subiecte pe care le doriți să le dezbatem în mai multă, în mai mult detalii. Astăzi însă rămânem fideli ideii de vibrație a săptămânii. Drept urmare, începem cu analiza zilei de joi, 6 decembrie, Moș Nicolae sau Sfântul Nicolae, cum știm noi, o zi care stă sub semnul maimuței de apă Yang. Fiind zi de maimuț, automat opoziția, adică nativul tigru, nu este atât de bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 69, respectiv 33 de ani. Aliații secreți, șobolanul și dragonul, dar și prietenul secret șarpele, sunt mult mai bine aspectați și chiar ajutați de către această vibrație să-și îndeplinească mult mai ușor diferitele proiecte. Elementul bunăstare este atribuit nativului pământ, elementul de creație nativului metal, elementul de putere nativului foc, elementul de resurse nativului lemn și elementul de prietenie nativului apă. Orele foarte bune din zi sunt între 5 și 7 dimineața, 9, 11, 13, 15 și 17, 19. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 7 și nu este chiar cea mai bună zi din această cauză, pentru că este o stea care marchează de obicei accidentele, temerile noastre ar putea să iasă mai ușor la iveală, plus cu o tematică generală negativă a acestei luni, cea de conflicte, de ghinioane. Automat, combinația nu este chiar cea mai bună atunci când vine vorba de a lua anumite decizii importante sau de a fi ceva mai atenți. În general, este bine să fim cât mai bine rădăcinați în momentul prezent ca să evităm elementele negative ale acestei zile. În această cauză vedem că și toate aspectele care țin de activitățile economice, de diferite activități economice, sunt aspectate într-un mod negativ. Din punct de vedere al zodiilor, vedem că nativul șobolan primește energia stelei cu numărul 3, ceea ce înseamnă că poate să fie ceva mai ranchinos, mai certăreț și nu este bine să fie călcat pe coadă. Nativul bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 1, ceea ce înseamnă că au parte de foarte mult noroc, pot să reușească să-și îndeplinească mult mai ușor propriile proiecte și din punct de vedere material, poate să își planifice mult mai bine anumite aspecte ale vieții, astfel încât se pot bucura de anumite scurtături atunci când vine vorba de beneficii ce pot să apară în viitor. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 5, ceea ce nu aduce o zi foarte bună din cauza că este până la urmă steaua ghinionului, iar din punct de vedere lunar este afectat de steaua cu numărul 3, ceea ce înseamnă că din nou nu este o lună foarte bună fiind marcat de certuri. Însă partea bună este că este ultima zi din această lună, iar începând cu a doua vineri vom trece într-o nouă lună chinezească. Nativul șarpe și dragon primesc energia stelei cu numărul 6, deci închid luna în ziua de joi foarte bine, bine aspectați, pot să-și facă planuri de viitor, sunt ajutați de toate părțile de diferite persoane și pot să-și îndeplinească mult mai ușor diferitele proiecte. Nativul cal în acest final de lună primește energia stelei cu numărul 2, ceea ce înseamnă că trebuie să fie foarte atent la propria sănătate, dar și a celor din jurul lui. Astfel încât anumite decizii le poate lua mai greu din cauza că nu se simte foarte bine, nu este bine aspectat și se simte oarecum presat de anumite probleme interioare. Din această cauză este bine să iasă din acest impas și să ia deciziile cele mai bune, așa cum crede el că este de cuvință. Nativul oaie și maimuță primesc energia stelei cu numărul 4, ceea ce înseamnă că au parte de noroc, au parte de dragoste, au parte de mult mai bun, de un aspect mult mai bun în viață și pot să comunice mult mai bine cu diferitele persoane. De altă parte, îi așteaptă o lună și mai bună în luna decembrie, deci toate lucrurile parcă încep să meargă din ce în ce mai bine pentru acești nativi. Nativul cocoș primește energia stelei cu numărul 9 și trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de cum circulă, mai ales mâine, prin diferitele zone. Mare atenție la trafic, fie că sunteți șofer sau fie că sunteți pieton, deoarece, Doamne ferește, se poate întâmpla tot felul de minunății, între ghilimele, evident. Mare atenție, fiți cât mai prezenți, încercați să nu fiți cu capul în nori, aveți grijă dacă mănuiți obiecte ascuțite din metal, mai ales, deoarece pot să apară mici accidente. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 8 și se bucură de ultima zi frumoasă pentru o perioadă de o lună, din păcate, urmând ca următoarea
perioadă să fie ceva mai grea. Însă, trebuie să încerce să-și adune cât mai multe energie pozitivă astăzi, joi, pentru perioada ce va urma, fiind un pic mai negativă, mai neagră. Dar joi, cel puțin, au parte de foarte mult noroc, mai ales atunci când vine vorba de partea materială. Deci, în la ziua de vineri, 7 decembrie 2018, așa cum am zis, începutul unei noi luni. Această zi stă sub semnul cocoșului de apă in, fiind zi de cocoș, automat opoziția nu este atât de bine aspectată. Drept urmare, nativul iepure și persoane născute între 68 și 32 de ani sunt mai puțin bine aspectați. Nativul bivol, șarpe și dragon, fiind alia sau prieten secret, sunt mult mai bine aspectați și chiar ajutați de către această vibrație pentru a-și îndeplini mult mai ușor diferitele proiecte. În elementul de bunăstare se atribuie nativului pământ, elementul de creație nativului foc, elementul de putere nativului metal, elementul de putere nativului foc, elementul de resurse nativului lemn și elementul de prietenie nativului apă. Orele foarte bune din zi sunt între 3 și 5, 9, 11 și 15, 19 în această zi de vine. Steaua care vine în centru casei este steaua numărul 6, care ajută pe foarte multă lume, mai ales că ziua se anunță a fi ceva mai bună, fiind de fapt o zi marcată de noroc, de schimbări și de bun augur în general vorbind. Trebuie doar să știm cum să luăm anumite decizii importante. Luna, evident, este marcată de steaua numărul 4, o stea a dragostei, o stea a înțelegerii, o stea a oamenilor și a relațiilor dintre ei. Este foarte important să înțelegem că aceasta este tema lunii, drept urmare, cei care sunt în anumite relații și care au avut perioade mai dificile s-ar putea să fie puși la testare, cei care sunt în schimb în niște relații foarte bune pot să treacă la următorul pas destul de repede. Totul ține de fiecare dintre noi. Nativ, din punct de vedere activităților economice, majoritatea sunt aspectate la nivel negativ, drept urmare, nu este o zi în care să luăm decizii importante sau să facem schimbări majore, este o lună în care ne încărcăm cu energia pozitivă pentru a putea merge mai departe. Nativul șobolan primește energia stelei numărul 2 și având în vedere că este aspectat într-un mod interesant în această lună, fiind totul multiplicat la maxim, având steaua numărul 9, evident, problemele de sănătate pot să fie accelerate, mai ales dacă are anumite suferințe cronice, acestea se pot acutiza, sau dacă nu este atent, poate răci foarte, foarte rapid astăzi. Drept urmare, ceva mai multă protecție, ceva mai multă atenție la ceea ce mănâncă, cât de odihnit este, sau cât de obosit este în general. Mare, mare atenție! Nativul, bivol și tigru. În această zi de vine primesc energia stelei numărul 9, iar luna nu se anunță una foarte bună, având în vedere că există această 7 deasupra lor, deci anumite griji, nesiguranțe, neîncredere în propriile forțe, Doamne ferește, ceva mai grav atunci când vine vorba de accidente sau furturi, pot fi amplificate la maxim. Drept urmare, și această senzație paranoică se poate amplifica destul de mult pentru cei care au astfel de probleme în ziua de vineri, pentru că stau acum o nouă vineri deasupra lor, dar ar trebui să știe să relaxeze. Și se pot echilibra întreaga lună cu ajutorul elementului apă. Drept urmare, culorile de albastru și negru. Nativul iepure, în sfârșit o lună ceva mai bună, dar în care trebuie să fie atent la propria sănătate. Cu alte cuvinte, mai ales în preajma Crăciunului sau a Revedionului, mare, mare atenție. Deoarece luna aceasta ține până pe 6 decembrie, deci durează ceva. Însă începe luna foarte bine, cu steaua numărul 4 deasupra lor, ceva mai relaxați, ceva mai bine aspectați și pot chiar să-și găsească o persoană dragă lor sau cu un potențial ridicat în viitor. Drept urmare, încercați să ieșiți cu prietenii, cu familia sau, în general, să vă distrați în această zi de vineri. Nativul șarpe și dragon primesc energia stelei numărul 5, drept urmare s-ar putea să înceapă luna împiedicându-se. Nu este cea mai bună zi pentru ei, luna este destul de dificilă din cauza stelei numărul 3 care reprezintă steaua certurilor și încep luna cu o zi de ghinion. Drept urmare este o zi în care mai bine să stea cu minți, să nu ia decizii importante, să nu facă nimic foarte, foarte obositor sau să nu se enerveze astăzi, deoarece lucrurile s-ar putea să nu meargă exact așa cum și-ar fi dorit ei și dacă înțeleg acest lucru, lucrurile vor fi perfecte. De asemenea, se pot echilibra cu ajutorul elementului metal. Nativul cald primește energia stelei numărul 1 și în această lună bunăstării încep perioada cu o zi a norocului.
Drept urmare, au parte de foarte multe șanse, pot să rezolve foarte multe probleme pe care le-au tot amânat în ultima perioadă și pot să dezvolte anumite legături destul de puternice cu oamenii din jur. Nativul oai și maimuță. Primesc energia astelic numărul 3, ceea ce înseamnă că pot fi un pic mai certăreți, pot fi ceva mai supărăcioși, mai arțăgoși, dar le trece destul de repede. Problema este să nu-i alimenteze cineva cu această stare, deoarece vor continua cam toată ziua. Pe de altă parte, luna se anunță a fi perfectă, având parte de foarte multe reușite. Nativul cocoș primește energia asteric numărul 8, ceea ce ajută foarte mult, mai ales din punct de vedere al bunăstării, mai ales că pot să aibă parte de noroc în mod indirect. Cu alte cuvinte, dacă vă, cel puțin nativii cocoși care lucrează foarte mult cu oamenii sau care depinde foarte mult de oameni și de comisioane sau de cât produc sau vând sau lucruri de genul, luna aceasta se anunță a fi foarte bună pentru că vor fi foarte solicitați și vor avea parte de profit mare. Nativul câine și mistreț. Primesc energia asteric numărul 7 și cum am spus eu că este bine să adună energie, să se pregătească pentru următoarea perioadă, luna următoare nu este cea mai bună pentru ei, fiind marcați de steaua ghinionului întreaga perioadă și încep luna cu stângul, fiind influențați de steaua cu numărul 7, steaua accidentelor, steaua furturilor. Drept urmare, trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de anumite decizii pe care le iau, să nu se creadă în toată lumea și mai ales în ceea ce spun ei, pentru că s-ar putea să fie fals și să nu le aducă nimic bun într-un viitor îndepărtat. De asemenea, se pot echilibra cu ajutorul elementului apă și pentru întreaga lună cu ajutorul elementului metal. Deci, în ziua de sâmbătă, 8 decembrie 2018, o zi care stă sub semnul câinelui de lemn Yang. Fiind zi de câine, automat opoziția nu este atât de bine aspectată, dar nici nativul dragon, dar nici persoanele care au vârsta de 19, respectiv 31 de ani. Tigru, calul și iepurile sunt mai bine aspectați și pot să realizeze foarte ușor proiectele la care s-au înhămat. Elementul de bunăstare este atribuit nativului metal, elementul de creație nativului apă, elementul de putere nativului pământ, elementul de resurse nativului foc și elementul de prietenie nativului lemn. Orele foarte bune din zi sunt între 3 și 7 dimineața, 9, 11 și 13, 15. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 5 și aruncă așa o mică umbră asupra relațiilor interumane. Nu este chiar cea mai bună zi pentru a comunica cu cei din jur sau de a le cere opiniile sau de a lua decizii importante împreună cu aceștia. Bazați-vă mai mult pe propriul instinct în această cauză. Acest lucru se poate vedea și din activitățile economice, deoarece majoritatea sunt aspectate într-un mod negativ, excepție făcând partea de feng shui și de rearanjarea lucrurilor din casă, care sunt marcate într-un mod pozitiv. Orele foarte bune din zi sunt de 3 și 7 dimineața, 9, 11 și 13, 15. Din punct de vedere al zodiilor, vedem că nativul șobolan trece printr-o perioadă mai bună și ziua de sâmbătă, duminică și luni reprezintă 3 zile în general foarte bune și este bine să se margeze cât mai mult pe această zi. Dacă are o întâlnire mai importantă sau dacă ar putea să rezolve ceva în casă sau cu prietenii sau cu familia, este bine să facă aceste lucruri acum, deoarece are parte de succes. Nativul bivol și tigru. Primesc energia asteric numărul 8, ceea ce înseamnă că trebuie să fie un pic atenți atunci când vine vorba de cheltuieli și mai ales în cine se încred cu banii, deoarece va avea atenția de a cheltui foarte mult, însă au parte de o zi extraordinar de bună și pot să realizeze aproape tot ceea ce își propun, având parte de foarte mult succes, doar să nu tragă calul atunci când vine vorba de cheltuieli. Nativul iepure primește energia asteric numărul 3, mare atenție atunci când vine vorba de anumite aspecte ale vieții dumneavoastră și încercați să nu fiți foarte ușor de influențat atunci când vine vorba de neîncredere sau alte probleme de genul, deoarece o să fiți destul de mult cu nervii întinși și poate că nu o să luați cele mai bune decizii în general. Nativul șarpe și dragon. Primesc energia selic numărul 4, ceea ce înseamnă că au parte de o zi ceva mai bună, dar vor avea tendința de a se certa cu foarte multă lume din jurul lor sau ceva nu le va conveni mai tot timpul.
Există această energie negativă, aceste certurilor pe care o pot combate cu ajutorul elementului foc, dar nu astăzi, nu sâmbătă, pentru că stă acum patrul vine deasupra lor și le va da o mică lecție atunci când vine vorba de comunicare cu oamenii din jur. Vor trebui să fie mult mai diplomați, mult mai asertivi pentru a combate această energie negativă. Nativul cal primește energia stelei cu numărul 9, ceea ce înseamnă că totul se amplifică. Partea bună este că amplifică ceva pozitiv. Steaua cu numărul 8, steaua această lunară a prosperității. Cu alte cuvinte, în această zi este bine ori să primească, este posibil să primească o veste, cum că vor primi anumiți bani în viitor sau vor avea parte de mai mult succes sau vor avea parte eventual de o promovare într-un viitor îndepărtat, ceea ce înseamnă că le va și crește partea financiară, dar nu acum, ci într-un viitor. Nativul oaie și mai mulță. Prinesc energia stelei cu numărul 2, ceea ce înseamnă că oboseala se poate instaura foarte ușor, să nu se simte chiar atât de bine, nimic grav în acest caz, dar este foarte important să aibă un stres, un nivel al stresului scăzut, un nivel al oboselii la fel, dar să aibă foarte mare grijă la ceea ce mănâncă, cum abordează anumite situații, pentru că, la fel, sunt mult mai susceptibili atunci când vine vorba de îmbolnăviri, sâmbătă. Nativul cocoș primește energia stelei cu numărul 7. Revenim la ideea că nu trebuie să circulați atât de mult astăzi, deoarece pot să apară mici probleme. De asemenea, fie că sunteți șofer, fie că sunteți pieton. Dar există acel lucru care se numește divinitate, care vă poate ajuta destul de mult și vă poate ghida în anumite situații să ajungeți cu bine la destinația dorită, dacă este musai să mergeți cu mașina sau să ieșiți pe afară. Chiar și în casă, mare atenție cum mănuiți obiectele electrice, obiectele ascuțite, obiectele din metal. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 6, ceea ce înseamnă că au parte de o zi ceva mai bună sâmbătă, reușesc să-și îndeplinească mai ușor proiectele și sunt ajutați de către cei din jur pentru a face acest lucru, fie că este vorba de prieteni, familie sau persoane foarte apropiate. Este o zi în care este bine să cereți ajutorul pentru a depăși anumite obstacole. Ziua de duminică, 9 decembrie, stă sub semnul mistrețului de lemn in. Fiind zi de mistreț, automat opoziția, adică nativul șarpe, nu este atât de bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 18, respectiv 30 de ani. Aliații secreți și prietenii secreți, iepurile, oaia și tigru, sunt mult mai bine aspectați și chiar pot să-și îndeplinească mult mai ușor diferite proiecte. Fiind zi de lemn, automat elementul de bunăstare se atribuie nativului metal, elementul de creație nativului apă, elementul de putere nativului pământ, elementul de resurse nativului foc, elementul de prietenie nativului lemn. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 7 dimineața, respectiv 13-15. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 4, însă, deși am putea spune că este o zi extraordinară, duminică va fi perfect, toată lumea se înțelege bine, relațiile interumane sunt foarte bine aspectate, din păcate nu va fi așa. Toate aspectele care țin de activități economice sunt reprezentate într-un mod negativ, drept urmare trebuie să fim foarte, foarte atenți la ceea ce facem astăzi. De ce? Se dublează energia lunii, din păcate, și atunci putem să ne așteptăm la destul de multe scântei în cazul mai multor zodii. Dacă ne uităm la zodii duminică, vedem că nativul șobolan primește steaua cu numărul 9, practic se dublează, și totul va ține de cum va decurge această zi, totul ține de cum vede acest nativ lumea din jur. Dacă are trăiri pozitive, dacă are gânduri bune și dacă nu gândește într-un mod pesimist, lucrurile vor merge perfect. Dacă nu, e bine, lucrurile se vor degenera foarte ușor, vor cădea oarecum, vor avea o cădere liberă și atunci lucrurile poate să meargă din rău mai rău. Totul depinde de cum este și cum vede lumea astăzi. Nativul bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 7, se pot echilibra cu ajutorul elementului apă, neapărat, și pot să aibă parte de o zi foarte bună. Însă, foarte mare atenție atunci când vine vorba de călătorii, când vine vorba de luarea anumitor decizii, când vine vorba de diferitele lucruri minore din viața dumneavoastră. Obiectele ascuțite și așa mai departe. După cum spuneam, sau lucru cu cabluri electrice. Mare, mare atenție, deoarece nu este o zi foarte bună și pot să apară astfel de mici accidente.
Nativul iepure. Mai bine fiți foarte atenți atunci când vine vorba de gradul de oboseală, gradul de stres, gradul de supărare în general vorbind, deoarece acesta poate să vă afecteze într-un mod negativ. Din această cauză este indicat să fiți ceva mai atenți, să nu luați deciziile cele mai pripite și eventual să realizați anumite lucruri bune în favoarea dumneavoastră. Mai odihniți-vă astăzi, eventual recărcați-vă bateriile, deoarece lucrurile vor fi din ce în ce mai bune pe viitor. Nativul șarpe și dragon primesc energia stelei cu numărul 3, ceea ce înseamnă că vor fi foarte ușor de enervat, foarte ușor de... pot deveni foarte ușor colerici și nu prea vor gândi limpede în această zi, dar se pot echilibra cu ajutorul elementului foc sau metal. De urmare, nu este indicat să pornească diferite discuții sau să reacționeze într-un mod negativ față de diferite persoane, deoarece pot să apară probleme și scântei foarte, foarte rapid. Nativul cal, în sfârșit, discută și despre ceva bun, primește energia stelei cu numărul 8, care se dublează, drept urmare, apar numai lucruri bune din punct de vedere material. Contează și cum se vor descurca cu anumite situații, în această situație, în care pot să-și rezolve mai multe probleme, dar să nu vadă exact care este prioritatea bună, pentru că se poate întâmpla și acest lucru. Nativul oaie și maimuță primesc energia stelei cu numărul 1, ceea ce înseamnă că o parte de dublu succes, dublă reușită, totul este perfect oarecum, totul merge bine, lucrurile, parcă toate stopurile sunt pe verde, cum ar veni. Și pur și simplu merg prin această zi de duminică fără niciun fel de obstacol. Nativul cocoș primesc energia stelei cu numărul 6, ceea ce înseamnă că sunt foarte ușor de ajutat. Este adevărat, s-ar putea să aibă nevoie să ceară ajutor și dacă nu sunt destul de mândri, pot să îl primească foarte, foarte ușor. Și este bine să asculte astăzi de diferitele sfaturi pe care le vor auzi de la oamenii din jur. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 5, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă foarte mare grijă astăzi, deoarece această stea dublă 5 nu aduce decât ghinion și lucruri mai puțin bune. De urmare, încercați duminică să nu luați decizii importante, să nu vă enervați, să nu consumați foarte multă energie, ci mai mult să stați, să vă relaxați, deoarece pot să apară neînțelegeri din această cauză. De urmare, lucrurile să nu fie chiar atât de bine aspectate. Deci, în ziua de luni, 10 decembrie 2018, o zi care stă sub semnul șobolanului de foc Yang. Fiind zi de șobolan, automat opoziția nu este atât de bine aspectată, adică nativul cal, dar nici persoanele care au vârsta de 41, respectiv 29 de ani. Aliații secreți, dar și prietenii secreți, dragonul, maimuța și bivolul, sunt foarte bine aspectați și chiar ajutați de către această zi pentru a-și îndeplini mult mai ușor diferitele proiecte. Elementul de bunăstare este atribuit nativului apă, elementul de creație nativului lemn, elementul de putere nativului metal, elementul de resurse nativului pământ și elementul de prietenie nativului foc. Din păcate, nu avem ore foarte bune în zi, drept urmare trebuie să ne bazăm pe orele prietenilor sau aliaților secreți. Steaua care vine în centrul cazii este steaua cu numărul 3, care poate să aducă anumite probleme atunci când e vorba de comunicare cu cei din jur, dar în sfârșit scăpăm de această blocadă de energii negative. Lucrurile se mai destin începând cu ziua de luni. Tot ce ține de Feng Shui, business și călătorii sunt foarte bine aspectate, iar mutările, negocierile și renovările sunt aspectate într-un mod neutru. De urmare, este o zi în care este bine să realizăm lucruri. Nativul șobolan, în această zi de luni, începe săptămâna frumos, cu anumite promisiuni de mărire de salariu sau cu o promisiune că vor primi mai mulți bani, lucruri în general pentru viitor se anunță a fi foarte bune din punct de vedere financiar. Nativul bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 6, ceea ce înseamnă că sunt ajutați din exterior pentru a lua anumite decizii importante. E adevărat, bivolul s-ar putea să se simtă mai obosit la sfârșitul acestei zile, iar tigrul să se simtă un pic încolțit și obligat să ia anumite decizii care sunt mai mult sau mai puțin bune, cel puțin în momentul acesta. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 1, ceea ce îl face să fie foarte bine aspectat și să reușească în foarte multe din proiectele pe care și le-a propus. Foarte important însă este să nu se lase copleșit de energie negative, de oboseală sau de nu am chef.
care poate să fie destul de periculos pentru el. Nativul șarpe și dragon primesc energia stelei cu numărul 2, ceea ce înseamnă că au parte de ceva mai mult noroc atunci când vine vorba de a-și ține în frâu anumite energii negative din interior. Fie că e vorba de sănătate sau fie că e vorba de furie, care se poate manifesta mult mai puternic astăzi. Drept urmare, este o zi bună pentru ei, dar trebuie să-și înveți anumite lecții pentru a o transforma într-o zi bună. Nativul cald primește energia stelei cu numărul 7, ceea ce înseamnă că pot să apară diferite probleme atunci când vine vorba de bani. Fie că nu își pune cum trebuie și cineva îi sustrage, fie că îi pierde sau fie că îi cheltuie pe lucruri mai puțin importante sau care să nu-l ajute pe un plan mai îndelungat. Drept urmare, încercați să fiți ceva mai rațional atunci când vine vorba de bani, să nu vă încredeți în toată lumea și să fiți mult mai prezenți în momentul acesta. Și ziua de luni va fi perfectă. Pentru nativul oaie și maimuță, o zi mai bună nici că s-ar fi putut întâmpla. Este o zi în care lucrurile se realizează foarte ușor, eventual pot să apară discuții pentru proiecte noi de viitor care să aducă numai și numai lucruri bune. Drept urmare, este bine să profitați de această zi la maxim și să încercați să vă creionați ideile principale sau dorințele principale pentru următoarea perioadă și mai ales pentru anul ce va veni. Repet, este o zi foarte, foarte bună și e bine să profitați de ea. Nativul cocoș primește energia stelei cu numărul 5, ceea ce înseamnă că nu este chiar cea mai indicată zi pentru ei, dar nu apar probleme majore din cauza stelei cu numărul 6, care determină ca divinitatea să intervină și să-i ajute din plin. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 4, ceea ce înseamnă că au parte de ceva mai mult noroc și poate să reușească mai multe lucruri atâta timp cât se face totul în 2, adică nativul plus încă cineva. Este foarte important acest lucru, deoarece noțiunea aceasta de ajutor va fi importantă și se va manifesta foarte puternic în această zi de luni. Marți, 11 decembrie 2018, stă sub semnul bivolului de foc in. Fiind zi de bivol, nativul oaie, care este opoziția, nu este atât de bine aspectat, dar nici persoanele care au vârsta de 40, respectiv 28 de ani. Șarpele, cocoșul și șobolanul sunt foarte bine aspectați și chiar reușesc să treacă mult mai ușor peste anumite hopuri pe care s-ar putea să le descoperi în această zi. Elementul de bunăstare se atribuie nativului apă, elementul de creație nativului lemn, elementul de putere nativului metal, elementul de resurse nativului pământ și elementul de prietenie nativului foc. Orele foarte bune din zi sunt între 23 și 1 dimineața, 9, 11, respectiv 15, 19. Staua care vine în centru casei este staua cu numărul 2, ceea ce poate să determine ca mai mulți oameni să fie un pic mai reci sau să nu se simte chiar atât de bine, dar lucrurile se arată a fi foarte bune și ziua are parte de o vibrație foarte, foarte bună. Și acest lucru se poate vedea în activitățile economice, care sunt majoritatea aspectate într-un mod pozitiv, except în business-ul care este aspectat într-un mod neutru. Ceea ce nu este chiar foarte grav, dar lucrurile se anunță a fi foarte bune. O zi de care este bine să profităm. Marți, nativul șobolan primește energia stelei cu numărul 7, ceea ce înseamnă că există anumite hopuri pe care ar trebui să treacă. Dar este zi de bivol, deci o să treacă foarte ușor, deoarece primește tot ajutorul din lume. Drept urmare, totuși este bine să fiți atenți la tot ceea ce faceți, să nu fiți cu capul în nori și să nu luați decizii pripite. Nativul bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 5 și, din păcate, deși este ziua lor, lucrurile nu stau chiar atât de bine. Trebuie să fie foarte, foarte atenți la deciziile pe care le au astăzi, să nu se pripească, să nu se enerveze, să nu ia decizii iraționale, deoarece pot să-l coste pe o perioadă mai îndelungată. Drept urmare, încercați să fiți cât mai pozitivi, să luați decizii eventual miercuri, și atunci lucrurile vor fi perfecte. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 9, ceea ce determină să fie ceva mai bolnăvicios, ceva mai susceptibil la răceli sau la probleme gastrice. Mare, mare atenție la nivelul de stres, nivelul de oboseală, cât de fericiți sunteți cu dumneavoastră și cu lumea din jur. Din păcate, acest lucru variază de la persoană la persoană și lucrurile să fie foarte bine. Dar, dacă apar probleme grave, nu uitați să apelați la specialiști.
Nativul, șarpe și dragon. Primesc energia stelei cu numărul 1 și în sfârșit parcă se simt și ei din ce în ce mai bine și mai relaxați. Au parte de succes, au parte de reușite și sunt parcă pe val, astfel încât pot să realizeze foarte multe lucruri bune într-un timp foarte scurt, fiind practic foarte bine atunci când vine vorba de segmentarea timpului. Nativul cald primește energia stelei cu numărul 6, ceea ce îl ajută enorm de mult atunci când vine vorba de ajutor și mai ales de oameni care pot să-i dea sfaturi importante atunci când vine vorba de propria persoană sau de prosperitate. Eventual poate să afle anumite ponturi, sfaturi sau lucruri pe care putea să le facă ca să-și crească veniturile în general. Cu alte cuvinte, urechile giulite, marți. Nativul oaie și maimuță primesc energia stelei cu numărul 8, din nou, o zi perfectă. Atunci când vine vorba de partea financiară, pot avea parte de succes, eventual pot descoperi noi metode prin care pot să facă bani sau chiar sunt și ajutați eventual cu o promovare sau cu o sumă de bani din partea altora care îi apreciază. Nativul cocoș primește energia stelei cu numărul 4, ceea ce determină să aibă parte de o zi excelentă. O zi perfectă, o zi de care trebuie să profite la maxim, pentru că lucrurile se așează exact așa cum trebuie, mai ales atunci când vine vorba de oameni care interacționează. Fie că e vorba de prieteni, familie sau șefii de la locul de muncă. Este o zi perfectă în care ar putea să ceară absolut orice și dacă ar fi în acord cu legea divină, le-ar și primi. Ceea ce înseamnă că au parte de foarte mult succes, dar trebuie doar să aibă încredere în ei și să ceară ajutorul celorlalți. Nativul câine și mistres primesc energia stelei cu numărul 3, ceea ce înseamnă că au parte de mai puțin succes atunci când vine vorba de comunicare. Pot fi un pic mai abrazivi, pot să nu-și exprime exact așa cum trebuie diferitele gânduri sau idei. Drept urmare, este mai bine să fie atenți la ceea ce spun ceilalți. Să nu încerce să întrerupă, să nu încerce să îi combată atunci când vine vorba de argumente, ci este indicat să gândească sau să, dacă au de emis vreun mesaj, să fie cât mai scurt și cât mai concis, astfel încât să nu există interpretări ale acestuia. Ultima, dar nu cea din urmă zi, ziua de miercuri, 12 decembrie 2018, care stă sub semnul tigrului de pământ Yang. Fiind zi de tigru, automat opoziția, maimuța, nu este de bine aspectată, dar nici persoanele care au vârsta de 75, respectiv 27 de ani. Calul, câinele și mistrețul sunt mult mai bine aspectați și chiar ajutați în această zi de către vibrația zilei de tigru. Elementul de bunăstare este atribuit nativului lemn, elementul de creație nativului foc, elementul de putere nativului apă, elementul de resurse nativului metal și elementul de prietenie nativului pământ. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 3 dimineața, 5, 7, 9, 11 și 13, 15. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 1, o stea a succesului, o stea a reușitei, dar care nu aduce chiar toate cele mai bune lucruri. Tot ce ține de feng shui, business, negocieri sau renovări sunt foarte bine aspectate, călătoririle, mutările, în schimb, nu și ar trebui evitate. Din punct de vedere al zodiilor, vedem că nativul șobolan este foarte bine aspectat, are parte de tot norocul din lume, iar ziua parcă merge perfect. Lucrurile se realizează exact așa cum își dorește, poate să facă tot ceea ce vrea și într-un timp foarte scurt. Ziua de miercuri este ziua șobolanului, în care efectiv nimic nu poate să le stea în cale decât dacă se autosabotează. Mai atenție! Nativul, bivol și tigru primesc energia stelei cu numărul 4, ceea ce înseamnă că fie au anumite îndoiele atunci când vine vorba de relația pe care o au cu diferite persoane, fie că au bănuieli că cineva înșală sau că nu au încredere în cei din jur. Important este să gândească foarte clar și să vadă dacă aceste gânduri sunt reale și sunt bazate pe elemente bune, reale, viabile sau nu. Deoarece există astfel de probleme în care să li se pară că ceva nu este în regulă și când colo totul să fie perfect. Și asta nu e vorba de ei, e vorba de toți care suntem afectați de steaua aceasta 7. Nativul iepure primește energia stelei cu numărul 8, ceea ce înseamnă că au parte de ceva mai mult noroc și pot să reușească să-și îndeplinească foarte ușor anumite elemente, dar nu sunt cei mai bine aspectați. Mare atenție, s-ar putea să trebuiască să dați niște bani pentru a face anumite analize, dar lucrurile vor ieși în bune. Nativul șarpe și dragon primesc energia stelei cu numărul 9,
Ceea ce înseamnă că este indicat să fie cât mai relaxat, să nu ia decizii importante și să încerce să realizeze tot ceea ce își propun. Tot ceea ce gândești și tot ceea ce fac va fi extrapolat la maxim și pot să apară probleme din cauza aceasta. Din această cauză este bine să fie totul luat cu măsură și tot trebuie să fie temperat. Nativul cald primește energia steric numărul 5, ceea ce înseamnă că vor avea de luat niște decizii în legătură cu niște bani și s-ar putea să nu le ia pe cele mai bune. Mare atenție, până acum aveți zile bune, încercați, luni marți, de exemplu, încercați să profitați de anumite elemente pozitive din viața dumneavoastră ca să luați decizia importantă de miercuri. Dacă nu apare, ați scăpat, v-ați învățat lecția. Dacă apare, în schimb, vedeți ce faceți. Nativul oaie și maimuță primesc energia steric numărul 7, ceea ce ajută oarecum atunci când vine vorba de elementele bune și de reușită, dar trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de propriile gânduri, senzația de autosabotaj, eventual de cum mănuiesc obiectele ascuțite sau firele electrice sau în circulă. Ceva parcă nu se leagă exact așa cum ați fi dorit, ceea ce vă va provoca anumite probleme interioare destul de mari, dar totul este la nivel mental. De această cauză, trebuie să fiți foarte prezenți, să nu vă lăsați amăgiți de diferite elemente negative și lucrurile vor fi perfecte. Nativul cocoș primește energia steric numărul 3, ceea ce înseamnă că este posibil să devină ceva mai supărăcios, arțăgos, dar va fi foarte ușor de potolit și calmat de către oamenii pe care îl cunosc. Astfel încât nu va lua decizii pripite sau nu va distruge anumite prietenii bune, dar va fi un pic ca un fel de felină prinsă într-o cușcă. Nu este bine să provocăm și atunci nimic rău nu se poate întâmpla. Nativul câine și mistreț primesc energia steric numărul 2, ceea ce nu este un lucru foarte bun. Din păcate se termină această parte într-o notă mai puțin plăcută. Mare atenție miercuri, deoarece lucrurile s-ar putea să nu fie chiar de bine aspectate. Drept urmare, este indicat să vă echilibrați cu ajutorul elementului metal și să nu luați decizii foarte importante. Și mai ales păziți-vă din punct de vedere al sănătății, deoarece pot să apară probleme atunci când vine vorba de sistemul digestiv în mod deosebit. Cu alte cuvinte, vedeți ce mâncați, vedeți cât de stresați sunteți, vedeți cât de obosiți sunteți, dacă ați dormit exact atât cât trebuie sau nu. Pe de altă parte, nu doresc să terminăm într-o notă chiar atât de negativă pentru acești nativi și în general. Drept urmare, așa cum am avut și data trecută, să discutăm un pic despre această perioadă în exact ultimele minute pe care le mai avem. Astfel încât să fim foarte atenți la ceea ce reprezintă familia, prietenii. Acum este perioada de aceea ne apropiem de Crăciun, este și perioada cea mai lungă, cea mai întunecată, nopțile cele mai lungi. Ne apropiem de solstițiu, pe data de 21, care va pica destul de repede într-o vineri și după aia vom începe să creștem din nou, să ne dezvoltăm. Odată cu solstițiu, Crăciunul, după aia anul nou, schimbăm prima foaie, schimbăm vibrația, intrăm într-un an 3, despre care o să discutăm puțin și noaptea de Crăciun. Dar mai ales trebuie să fim foarte atenți la noi. Și așa cum am spus și data trecută, încercați să petreceți aceste zile până pe 21, să reflectați un pic asupra dumneavoastră. Știu, pregătirile de Crăciun sunt destul de enervante și poate să prea mai mult timp din viața dumneavoastră decât ar fi trebuit. Dar încercați să vă interiorizați un pic și să vă gândiți la ceea ce ar putea schimba, astfel încât lucrurile să fie foarte bune. Ce ați putea îmbunătăți, pentru că fiecare dintre noi are ceva la care ar putea să lucreze, fie că este vorba de lene, apetit, sau cum realizează anumite elemente din viața lui. Și să încercăm un pic să scăpăm de acest bagaj negativ, astfel încât atunci când începe să crească ziua, să creștem și noi odată cu ea, să ajungem la un echilibru, ca atunci când vine echinocțiu, și să strălucim foarte puternic, când ajungem la solstițiu de vară. Cu alte cuvinte, încercăm să ne bucurăm de sărbătorile acestea, împreună cu cei dragi, evident, și așa cum se știe, odată cu Moș Nicolae, cu Sfântul Nicolae de mâine, de joi, lucrurile încep să fie din ce în ce mai evidente. Vin sărbătorile, vine Crăciun.
vine acel moment, sper eu, magic pentru toată lumea, când, indiferent de probleme, indiferent de supărări sau de elemente negative din viața noastră, putem să ne adunăm în fața unui foc imaginar, împreună cu cei dragi și să ne bucurăm de bucuria lor. Și ei se bucure de viața noastră, de bucuria noastră. Cu toți avem ceva de învățat în următoarele zile și vom avea oportunități destule pentru a învăța lucruri noi, atât interioare cât și exterioare, și să încercăm să fim cât mai uniți, deoarece anul care vine nu se anunță a fi chiar atât de bun, lucruri despre care o să discutăm în seara aceasta de 1 de Revelion, mai până atunci, dar începem deja să simțim elementele bune, sau mai puțin bune, din anul ce vine, din anul acesta, în Mistrețului de Pământ. Un an care va începe pe data de 5 februarie, dar care de obicei se resimte începând cu luna sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, anumite elemente parcă și simțim, deși dacă ar fi avut o lună bună, parcă anumite elemente nu se legau exact așa cum trebuie, sau dacă aveam o lună negativă, lucrurile parcă mergeau mai bine decât ne-a fi așteptat. Astea sunt influențele anului ce vor veni. Cu bune, cu rele, știm ce trebuie să facem sau să știm ce trebuie să facem ca să combatem elementele negative sau să întărim elementele pozitive, astfel încât să ne bucurăm de încă un an, zic eu, de supraviețuire, dar poate și mai mult. Un an în care să ne simțim bine, să realizăm tot ceea ce dorim și este bun pentru noi. Pentru că în tot timpul ceea ce vrem este și indicat. Din păcate, suntem oameni și poate ne dorim prea mult sau poate ne dorim prea puțin. Și cei de sus, de fapt, știu exact de ce avem nevoie și ce trebuie să primim și când trebuie să primim. Și trebuie doar să avem mai multă încredere în forțele proprii, în propria intuiție, să nu ne lăsăm influențați de cei din jur atunci când vine vorba de a lua decizii importante și să știm când e bine să luăm aceste decizii sau să le implementăm. Vedeți, când aveți de acum ori 5, niciodată nu o să încercăm să schimbăm lumea în acea zi, pentru că nu o să facem cum trebuie. Dacă avem o stea, în schimb, bună, de viitor, de planificări, cum este stea cu mărul 9 sau stea cu mărul 6, care poate să reprezinte și înțelepciunea divină sau influența divină, atunci putem să reconstruim totul și să fie în armonie cu toate elementele pozitive din jurul nostru. Drept urmare, este indicat ca în această perioadă să ne gândim mai mult la noi. Pentru prima oară zic că este bine să fim egoiști, dar să ne gândim la noi din punct de vedere al defectelor noastre și să încercăm să le corectăm cât mai repede posibil, astfel încât să ne găsească zilele de sărbătoare într-un mod foarte, foarte bun și să fim foarte, foarte curați. Pentru asta este, de fapt, și perioada de post, în cei care țin. Cam atât am avut să vă spun în general pentru această săptămână. Nu se anunță a fi o perioadă foarte rea, cel puțin la început. Este ceva mai dificil, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Acolo va fi un punct de întoarcere, poate, pentru foarte mulți dintre noi. Și trebuie să fim un pic mai atenți. Dar după aia intrăm într-o săptămână benefică, cel puțin prima parte. Dar putem să supraviețim, de aceea acum știm cum. Știm ce să purtăm, știm cum să ne echilibrăm, știm foarte bine cum să rezolvăm anumite situații, astfel încât să nu le dăm mai multă energie decât este nevoie. Pentru că se mai întâmplă să fiu întrebat, bun, ne spui că trebuie să fim atenți, că nu știu ce. Și dar parcă nu fac nimic în acest sens, sau nu este ceva palpabil, gen trebuie să pun un remediu, o bruscuță întoarsă de nu știu câte ori sau mai știu eu ce. Da, numai că atunci când lucrez cu tine, când lucrez la propria percepție față de cei din jur, exemplu, cei influențați stau acum orul 7, au tot timpul tendința că sunt urmăriți, că au tot timpul tendința că cineva le dorește rău și nu este așa. Este doar un sindrom, devin mai paranoici. Știind acest lucru, conștientizând acest lucru, am această zi în care sunt influențat de 7 sau lună, cum este cazul bivolului și tigrului. E bine, în această lună tot timpul o să mă gândesc, Doamne,
ceea ce gândesc, ceea ce mă preocupă, ceea ce îmi provoacă frică, fără să am niște dovezi palpabile sau cât de cât aproape reale, nu o să le dau importanță acestor gânduri, acestor trăiri negative. O să mă gândesc la ele, eventual le disec, văd dacă sunt bune sau nu, evident că nu vor fi, și dacă nu am vreo dovadă, nu le voi da mai multă energie decât este nevoie. La Vecer, marcați de steaua cu numărul 3, și al pe dragonul, și zimic prin rotația aceasta de stele. Știu că trebuie să fiu mai asertiv, știu că nu trebuie să mă rățuiesc la lume, știu că trebuie să fiu atent la legi. Se pot da anumite legi care să nu fie mie în favoare sau altora. Trebuie să fim atenți și știu cu ce mentalitate merg mai departe pentru ziua respectivă, luna respectivă, anul respectiv. Astfel încât să nu fiu luat pe nepregătit. Și da, există remedii pentru... Steaua cu numărul 7, de exemplu, că l-am dat ca și element. Ne putem echilibra cu ajutorul elementului apă, prin îmbrăcăminte, prin mâncare, prin plasarea acelui rinocer albastru cu elefant, care ne protejează împotriva furtului. Putem să purtăm un ametist ca să vedem cu adevărat locurile și gândurile corecte sau bune din viața noastră și să le ignorăm pe cele negative. Pentru steaua cu numărul 3, purtăm roșu ca să ne echilibrăm mai ușor, sau metal. La fel, ametistul, ca să ne calmăm. Sunt tot feluri de astfel de remedii, dar cele care rămân cu noi sunt cele care se lucrează de către noi, pentru noi. Cam atât am avut să vă spun, dragilor, vă urez o zi minunată, un weekend cât mai liniștit și ca de fiecare dată să vă întâlnesc miercuri mai bun decât a fost acum. Rămâneți pe 6TV, vor urma lucruri și mai interesante.